Una dintre ele ar fi lovitura liniară. Hai, celălalt, aici-o, la cupa. A doua parte a instrumentației respective a membrului superior este lovitura circulară, care provoacă leziuni mari la nivelul corpului, a gâtului, glandă superioară, inferioară, picior, braț, orice, ceea ce înseamnă lovitură. Șoiul se aliniază perfect loviturii. Este vorba de călirea membrului superior. Se adăugă linearitatea bazinului împreună cu lovitura brațului. Se lovește circular când este vorba de călire. Da? Circular. Dar dacă v-am folosi lovitura liniară, ceea ce se folosești tu ca un adversar real, este altceva. Este o lovitură letală, bineînțeles, nu se pune problema, este o chestie de fair play-tate, nu se folosește. Haito, când este vorba, este o lovitură foarte dureroasă și pentru cel care dă. Membrul superior, inferior al antebrațului, este altfel clădit decât partea superioară exterioară. Este o lovitură dureroasă, tocmai pentru asta cei mai mulți ocolesc spargerele de materiale cu membrul superior inferior. Da? Câteva lovituri. Este frumos din exterior să vezi tot felul de tehnici, tot felul de forme, să vezi forța care o dezvoltă un luptător de karate, atât mentală cât și fizică, să simți acea forță până execuția și până gesturile care le face, dar e foarte greu să reziști în structurile și în cluburile de arte marțiale în timp, pentru că există foarte mult sacrificiu, există foarte multă răbdare care trebuie să o pui la dispoziția evoluției tale, iar cei care rămân sunt oamenii care se regăsesc în ceea ce fac, își regăsesc calea, liniștea, spiritul și atunci ei rămân și fac artă. Cei care vin doar pentru a învăța să lupte, să se bată, sunt oameni care stau un an, doi ani de zile, să pierd și pleacă, pentru că nu-i locul lor și nu se regăsesc în ceea ce se face acolo. Singurul lucru cel mai important de care trebuie să țină cont un individ sau o persoană care dorește să practice arte marțiale este să știe să facă raportare la ceea ce este el mental și fizic, să raporteze tehnicile, informația care o primește la ceea ce este el, ca să-și poată atinge scopul, țelul și calea. Nu există că eu numai aia pot să fac sau aia pot să fac. Trebuie doar răbdare, pentru că fiecare caracter uman se poate modela în timp și fiecare caracter are timpul lui, fiecare caracter uman sau fiecare persoană are un timp al lui care este garantat, dar trebuie să și-l cunoască pentru pregătirea și perfecționarea lui în tot ceea ce face, în artă, în karate, în tot ceea ce e legat de evoluția omului, trebuie să-și cunoască timpul și răbdarea pentru a atinge perfecționarea, adică atinge cât uși de cât ceea ce dorește în perfecționarea mentală și fizică a individului. Hey,
Ești din! Ești din! Și chema asta! Ești! 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 Formarea fizică, formarea traiectoriei exterioare în karate, a tehnicilor, sunt ușoare, se învață. E o perioadă de 4-5 zile. Partea mentală este mai dificilă. A face omul să gândească, a face omul să se regăsească, a face omul să se analizeze mai atent, mai profund. Este o muncă foarte, foarte delicată pentru că trebuie să-l îndrum, trebuie să-i spui pârghile, cum poate să ajungă acolo, cum poate să se regăsească, cum poate să raporteze la ceea ce este el fizic, cum poate să se regăsească în interior, calm interior, sistem nervos, să-și le analizeze, să-și analizeze temperamentul lui în anumite situații, în anumite situații sociale sau în anumite cercuri sociale unde se găsește sau mediile în care se învârte au o influență deosebită asupra individului și tocmai de aia e un antrenament continuu și constant a individului cu mediile în care se învârte și invers. Ca și cum a spune despre Yin și Yang. Vașeghe se aduce lovitură cu piciorul circular. Un foarte important, foarte des, dacă o vedeți în KOA, în oriunde, cel mai des întâlnită lovitura asta circular. Foarte important e ca piciorul să fie foarte relaxat. Nu-l dai din viteză, adică nu-l dai din contracție. Vârful piciorului se comportă ca și vârful zbiciului. Forța vine din abdomen, mijloc. Ca așa cu ceasului, bun, aici mișcare mică, aici mișcare mare și rapidă, aici, pam, și înapoi, pam, bun, asta e una dintre metode, cu vârful, sau, întins, doi, bun, vârful, mai mult se folosește pentru stern, bun, părțile laterale, stern. Vârful, bun, un pic, o distanță mult mai mare, mult mai mare, cum să spun, se lovește mult mai mult, el o folosește la cap sau la spate. Bun? Vârful, bun. Asta, în față. Asta e lovitura de Mavashi Geri. Un luptător bine pregătit în arte marțiale, un luptător care ajunge la o centură mare, la 7-8 ani, are în pregătire pe perioada anilor este kata, lupta în cu mai mulți adversari. Deci, ținând cont că loviturile sunt mortale, loviturile sunt decisive, vizează foarte mult zonele vitale. Antrenamentul unui luptător merge exact la puncturile, la punctele vitale. Și instantaneu, deci poate să facă față și la 4-5 adversari, la 6 adversari, dar cu condiția să meargă la lovituri extreme, loviturile care sunt cauzatoare de moarte sau cel puțin 80% scoate individul din activitate, ceea ce este foarte periculos, legea nu permite, de aia în cluburile și în centrele de arte marțiale s-a redus foarte mult, foarte mult informația a ceea ce înseamnă loviturile periculoase, loviturile cauzatoare de moarte sau care produc traumatisme foarte grave asupra fizicului uman, tocmai de aia ca să elimine conflictul cu societatea, conflictul cu oamenii unde trăiești, conflictul cu legea.
un luptător de arte marțiale bine pregătit, este foarte modest, foarte retras. De multe ori stai lângă el, trăiești lângă el și nu poți să-ți dai seama de fapt cine e el de fapt, ce poate să dezvolte, ce e interiorul lui, ce calități și capacități motrice are. Deci e foarte greu de citit pentru că se ascunde în interiorul lui și afișează un om de rând, un om calm, liniștit, care nu deranjează pe nimeni și își vede de calea și de drumul lui.